Lucrări ample se desfășoară pentru o mai bună funcționare a fântânii cinetice din centrul orașului. Pentru ca severinenii să se poată bucura pe deplin de spectacolul dinamic de lumini, au fost demarate lucrări încă din luna noiembrie a sezonului trecut. De mai bine de 40 de ani nu a fost realizată o revizie totală. Când n-am intrat pe rulmentul ăsta principal? De la punerea în funcțiune din 1979 n-a fost. Deci n-a desfăcut-o nimeni. Știu că în ultima perioadă dădea rateuri. Tot da, s-a auzea tot troncănit. Aveam probleme, troncănituri, tot, nu știți că mergea la limita de avarie. Așa. Avem preconizat în cât timp terminăm? Sperăm să terminăm până în aprilie. În aprilie să fie funcțională. Da. Vești bune pentru cei care au cununiile în primăvară. Pozele inedite de la fântâna din centrul orașului vor fi din nou în albumele tinerilor căsătoriți. În acest moment se realizează o revizie totală la fântâna cinetică din Drobeta Turnu Severin. Din pricina pauzelor tot mai dese de funcționare, încă din luna noiembrie s-au demarat lucrări ample de reabilitare a fântânii. Astfel de lucrări nu au fost realizate încă din 1979, atunci când a fost inaugurată. Primarul Marius Creciu, recunoscut prin implicarea și devotamentul său față de bunăstarea concetățenilor lui, a parcurs toți pașii necesari, astfel încât fântâna cinetică să fie funcțională cât mai repede posibil. Revizie capitală la rulmenții cei mari, roata cea mare ce funcționa pentru întreaga fântână cinetică, n-a fost făcută revizie niciodată din momentul în care ea s-a dat în funcțiune în 1979. În ultimii ani, din păcate, erau pauze din ce în ce mai mari în funcționarea fântânii cinetice. Din cauza acestor probleme și ne-au arătat angajații primăriei ce probleme sunt, am decis de la sfârșitul sezonului trecut, din luna noiembrie, să demarăm procedura de refuncționalizare a fântânii cinetice. Am găsit o firmă specializată, au venit, au făcut, într-o primă fază, au făcut o privire de ansamblu, ne-au spus exact care sunt costurile, ce trebuie să facem și în momentul respectiv am luat decizia ca în lunile acestea să o refuncționalizăm. Ea va fi luată de aici, o mare parte dintre utilaje vor fi luate, vor fi duse la Târgu Jiu unde vor fi refăcute, reabilitate, vom cumpăra rulmenți noi și lucruri noi dacă este nevoie, acolo unde este nevoie, restul îl reabilităm și îl punem în funcțiune. Sperăm ca până la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, când încep cununiile, încep turiștii să apară în oraș, ea să fie funcțională și fântâna să o avem așa cum ne dorim să o avem severinenii, plină de culoare, de mișcare, să ne bucurăm cu toții, nu numai turiștii și noi, severinii, să ne bucurăm de ea. Ați mai lucrat cu sistemul de astea, da? În tânt cinetice n-au făcut până acum. Dar nu, sistemul ăsta, O mare parte dintre utilaje vor fi duse tocmai la Târgu Jiu, acolo unde vor fi reabilitate, iar unde va fi nevoie vor fi cumpărate altele noi, astfel încât severinenii, dar nu numai, să se poată bucura de spectacolul dinamic de lumini, odată ce fântâna va fi funcțională. Fântâna cinetică mai este cunoscută și sub Hora de la Bălăcița.